Salutare micuțe, și bine v-am regăsit la un nou episod din Reclame Interzise 2. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult Reclame Interzise 1 și am zis să fac și Reclame Interzise 2. Deja cum ai vrut, micul reacționează la, nu uitați de un butonaj de like. Așa. Da, suficient. Hai să dăm drumul. Bam. Să văd cum se aude pe OBS. Da. Deci hai să vedem. De la început. Am verificat cum se aude pe OBS. Se aude bine. Hai să vedem. De ce mi se întâmplă mie asta? Ia. Vitali are... Ia stai să vedem dacă dacă e bine schimbul. O cred că e bine, dar să punem noi mai sus. Așa. Bun. Deci, acum ar trebui să se vadă. Hai să vedem. Vitalie are... Da. Și că are vila mică. Vila, dar de unde că e... Dai un strat și ai terminat. Ați prins-o. E să vedem. Are you trying to haggle, you shriveled little toddler's prick? I'm not paying a penny more for that junk heap of scrap metal. Bucata de gunoi, tablă. It's not a dung cart. You're not telling me there's any juice left in that clapped out sardine tin, you seedy old yogurt seller. Pack thread and spittle is what's holding it together, that's all. Screw your mothers, you dirty geriatric circus monkeys. What do you think you are? Some stinking flea market? The Dacia Duster is the best car on the market. State of the art, 1.6, 16 valve cylinder head, 110 brake horsepower engine. Now, I know you don't know what it means, but I reckon you might. You do the driving, yeah? I'd be surprised if there's even an engine in that. Festival, I bet you did it on the back seat with your mother. Mama. Holy shit, get wrecked. Your face or else I'll have to put my picker underneath your moustache, you filthy gypsy. Take give him your watch, dear. De ceasul. De ceasul. Are you still here? Toe face, stupid round face, German American. Și telefonul pe aici, nebun. Skate off to your second wife or I'll shove your man up the hill. Dacia, European top quality for a Romanian. Ce căcă reclamă la Dacia, frate. I know you've already done it today. And I bet you really enjoyed yourself. How many times did you do it yesterday? Are you afraid you're doing it too often? In your bedroom under the blankets? Or perhaps you prefer the kitchen? Or on the toilet? Or do you like it out in the garden? Well, you know what? You no longer have to feel ashamed. Everybody's doing it because it's fantastic. And now you can keep going all day long. Don't you like that? You don't even need to stop. And if you want to, you could even join me. Ce? Frate, asta a apărut că jocând un film de atunci și a făcut reclamă la un căcat. Bă, deci nu vine să cred. Așa ceva, bă, așa ceva. Deci, cum a ciupot? Deci, a ca și urcă pe tine. Și după aia... Ia, ia! Nu, nu mi s-a întărit.
Nici acum nu s-a întărit. Nici acum, mă! Începe să se întărească. Se întărește mai greu pentru ca tu să lucrezi mai ușor. Bletul meseriașului de la Adeplast. Doamne, ce reclamă stupidă! Ce primă, nu! Ia. A, păi dacă ești, bă, dacă e așa, păi mă, cum, mă duc, îmi cumpăr și eu bufurești de ăștia, mă duc în parcul tineretului și mănânc în mijlocul parcului. Să vedem dacă, dacă am și norocul ăsta. Ia. Oh! Ce? Aoleu, nu! Mi se pare că și reclama asta. Am prins-o la televizor. Am prins reclama asta la televizor. Când eram foarte mic. Dar nu mai știu la ce era reclama. Mai bine cu vârtul. Ce mami, a fost cu tremur? Ce mami, a fost cu tremur? Nu, mami, n-a fost niciun cu tremur. Ia. Băi, băi, prost! Băi, ești prost! De ce stai aici mai tare, frate? De când soțul dă pedală, părul meu e mai sănătos ca niciodată. De când bagă vaporul în port, părul meu e mai mătăsos, mai solid. Pierd din ce în ce mai puține fire de păr de când eu și soțul meu ducem mai des Pionierul la ecluză. Dovedit științific, la femei, sexul este cel mai bun tratament în combaterea părului. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. O campanie inițiată de Foltan, celălalt remediu eficient în cazul căderii părului. Îl găsiți în farmacie. Nu cred. De când soțul își lasă ratonul la veveriță, ce? Părul e mai sănătos ca niciodată. De când își coboară moșul în beci, părul meu e mai mătăsos, mai solid. Pierd din ce în ce mai puține fire de păr de când eu și soțul meu dresăm maimuța. Dresăm maimuța! Hai să-i calmă! Soțul este cel mai bun tratament în combaterea căderii părului. Bă, nu fost o cremă! Cu atât mai bine. O campanie inițiată de Foltan, celălalt remediu eficient în cazul căderii părului. Îl găsiți în farmacie. De când soțul de la crețe, părul meu e mai sănătos ca niciodată. De când soțul de la crețe, creșiu. Odată. Păi nu? De când dă canoala cu sarmale, părul meu e mai mătăsos. Ce? Mai solid. Pierd. Dar ce? Ce? Ce cu oala de sarmale? Că n-am pus-o. Sănătos ca niciodată. De când dă canoala cu sarmale, părul meu... De când dă canoala de sarmale. Păi ești prost. Mamă, cât romantism aici. Păi nene, păi. E mai mătăsos, mai solid. Pierd din ce în ce mai puține fire de păr de când eu și soțul meu ducem bălosul la neagră. Bălos! La femei, sexul este cel mai bun tratament în combaterea căderii părului. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. O campanie inițiată de Foltan, celălalt remediu eficient în cazul căderii părului. A, poți să știu. Mama aici a căzut în vrăla. Hai acum, biciu, a fost. So hot. Ce e asta? Hey, hottie, looking hot. Me hot, your hot. Bă, începe, îmi place cum începe. Sper să nu fie ceva
Cornu, pe aici. Cornu meu, Cornu. Pe aici, dumne. And that's why I don't like gyms. Well, we're not a gym. We're Planet Fitness. What? No long. Frate. Ce căcat a fost cu bunățurile alea? Ziceam că se întinde foarte ușor și colagenul ăsta din cremă, știți? Intră în suprafață așa și o lasă foarte neted, așa, fină. Și ce văd eu la dumneavoastră, chiar cred că aveți nevoie de crema asta cu colagen. Oscar, vopsea cremă cu colagen. Nu cred. Ajută mult, să știți. Bă, bă, las întâlnit. N-am mai râs așa de foarte mult timp. Deci, dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să-mi putanul de la bă. Vă și foarte recunoscător. Și spuneți și mie unde ați trus ce vetare. Dar ce față. Mie mi-a dat lacrimile, frate, am râs, te-am... Da, mi-a plăcut mult. Deci, cam atât a fost. Pa, pa.